Și acum vom vrea să vedem răspunsurile la chestionarul pe care noi vi l-am dat. Haideți să vedem cine, cât s-a răspuns și cum s-a răspuns. Așa, doar o secundă să vă dau share la ecran să puteți să vedeți cu toții. Okay. Acestea sunt răspunsurile la chestionarul pe care dumneavoastră ați răspuns. După cum vedeți, ele se mai răspund în timp real la el. Sunt doar 283 de persoane care au răspuns la el. Am avut la un moment dat online prezenți peste 1700 de oameni, atât în Zoom, cât și în YouTube, cât și pe Facebook. Sperăm să avem mai multă lume care să răspundă la acest chestionar. După cum vedeți, din păcate, foarte multă lume nu utilizează resurse educaționale deschise. Vă încurajăm, acest webinar este doar un început. Mai a fost încă 3 webinarii pe care noi le-am ținut despre resurse educaționale deschise. Puteți să vedeți în webinarile împreună online pe cele din 26 aprilie, care este din nou cu Gabi și cu Carmen, despre resurse educaționale deschise și cu multe exemple de ce puteți să faceți. Aveți foarte multe resurse disponibile pe site-ul de elearning.pt.ro. Vă rugăm să le folosiți și să încercați să utilizați resursele educaționale deschise cât se poate de mult. Am să închei acum. Mă bucur totuși că unii dintre dumneavoastră le folosesc, chiar dacă numai ca și bibliografie, și sunt foarte mulțumită că 13% dintre dumneavoastră au creat OER-uri. Este deja un pas foarte îmbucurător pentru aceasta. Vă mulțumesc! Da, mulțumim și noi pentru prezentare. Chiar dacă a fost într-un ritm destul de alert, de fapt tot webinarul a fost cam în acest stil. Oricum, între timp s-au dat un număr substanțial de răspunsuri la întrebările puse pe question and answers, așa că cred că până la urmă o să scurtăm partea de discuții finale, pentru că deja am întârziat mult. Cred că majoritatea se așteptau ca totul să dureze cam o oră, motiv pentru care cel puțin din online am părăsit întâlnirea cel puțin 80 de persoane de la momentul începutului. Nu știu pe YouTube exact ce se întâmplă. În orice caz, insist să spun faptul că tot felul de prezentări, tot felul de tutoriale pentru realizarea diverselor activități, de utilizarea diverselor platforme, pentru că au fost foarte multe întrebări legate de Zoom, de crearea de grupuri pe Zoom, dar în mod special de realizarea de resurse educaționale deschise și de căutarea și găsirea acestora, au fost puse și răspunse, dar găsiți foarte multe informații pe care le puteți revedea pe site-ul Centrului de e-learning și puteți să le accesați liber. Și această înregistrare va fi disponibilă atât pe YouTube, cât și pe site-ul Centrului de e-learning, împreună cu prezentările utilizatorului. Acum o să vă rugăm, dacă mai sunt totuși întrebări la care se dorește un răspuns astăzi, să încercăm să o facem totuși, chiar dacă mai lungim puțin acest webinar. Haideți să încercăm să vedem. Este o întrebare legată de postarea de link-uri către materialele de la celelalte webinarii. Cred că deja s-a răspuns, a dat un link de pe site-ul celului, puteți să le găsiți. Nu numai celelalte 10 webinarii, dar și tutorialele care au fost folosite, de fapt, pentru pregătirea cadrelor didactice universitare, dar și a studenților. Puteți să le găsiți și să le utilizați când doriți dumneavoastră. Bineînțeles că puteți să ne mai recontactați după aceea cu diverse întrebări sub diverse forme. Mai erau foarte multe întrebări legate de resurse educaționale deschise, găsirea lor și faptul că în limba română sunt mai greu de găsit. Da, din păcate este adevărat, dar fiind resurse deschise, ele pot fi reutilizate. Așa că chiar dacă găsiți resurse doar în alte limbi, puteți să le traduceți și să le reutilizați în limba română în contextul specific pentru cursul pe care îl prezentați dumneavoastră.
Dacă sunt dintre prezentatori, cei care doresc să mai răspundă la întrebări pe care eventual l-au văzut între timp. Da, eu doresc să comentez un pic că au fost destul de multe întrebări și pe Zoom și pe YouTube despre această problemă a limbii engleze la multe resurse. Puteți să realizați o, să zicem, o activitate chiar cu elevii dumneavoastră, fie că și să colaborați împreună cu profesorul de limba engleză sau cu limba franceză sau germană. Sunt enorm de multe resurse pe franceză, germană, spaniolă, foarte multe, mai ales pentru învățământul preuniversitar, chiar foarte multe, și pe site-ul celului, în acel ghid de resurse, o să găsiți foarte multe link-uri către baze de date de resurse educaționale deschise. Există, nu mai știu dacă există pentru preuniversitar, acel site didactic.ro, unde existau foarte multe link-uri către resurse educaționale care erau validate. Deci, vă recomand un profesor de fizică, de chimie, împreună cu un profesor de limba străină, să realizeze în colaborare cu elevii o traducere a acelei resurse educaționale și după aceea publicarea ei. Atât în resursa în Creative Commons, deci de unde vine poate, sau în Merlo, care este și o platformă foarte cunoscută pentru învățământul preuniversitar, și după aceea ea să fie integrată și distribuită. Platforma, cred, este una. Poate că una dintre marile probleme pe care le are, poate că eu greșesc aici, învățământul preuniversitar, este existența unui punct unic în care toate aceste resurse să existe. S-a dorit aceasta prin biblioteca virtuală, care tot se creează de cel puțin vreo 4 ani de zile, știu eu de ea, că se tot creează și tot va fi disponibilă. Fiindcă, de fapt, ceea ce ne trebuie tuturor este doar un simplu link, unde sunt, și după aceea să poată să fie reutilizate și toată lumea să aibă dreptul de a le refolosi. Deci, cred că este o activitate foarte bună, iar eu văd această activitate și această colaborare chiar la nivel de școală sau de județ. Dacă s-ar uni ceva mai multe școli împreună, ar funcționa mult mai bine acest lucru și acest moment. Pentru că noi în universitar am făcut acest lucru. Deci există alianțe universitare pe tipuri de învățământ. Există asociații de specialiști pe zona de IT, de calculatoare, de electronică, de mecanică. Există Alianța Română a Universităților Tehnice. Există Universitaria, care este a universităților de socio-umane și economice, care colaborează foarte mult și fac schimb foarte mare de informații. Într-adevăr, suntem mult mai puțin în universitar ca și număr, să zicem, chiar dacă avem impact poate destul de mare economic. Dar acest lucru este posibil și în preuniversitar. Și așa cum am zis, una dintre marile probleme pe care eu le văd în învățământul românesc este aceasta colaborare. Dacă veți învăța să colaborați cu toții și să colaborați onest și cinstit, nu... licențele Creative Commons sunt la dispoziție exact ca să nu se mai fure informația și cunoașterea și proprietatea intelectuală. Atunci, cu siguranță veți putea să funcționați și să mergeți înainte cu succes și să nu mai risipim resurse, că aceasta este durerea cea mai mare a noastră tuturor. Mulțumesc! Mi-a mai venit în minte o idee, numai au fost multe întrebări referitoare la resurse tehnice. Ca să nu trecem pentru asta, că noi suntem totuși universitate tehnică, aș vrea să spun doar foarte scurt ceva. De multe ori în limba română găsim resurse la care putem să avem un plan înclinat doar la 30 de grade, 60 de grade, da? Și copilul nu poate să vadă nimic dacă se întâmplă ceva și se schimbă acel unghi clasic, nu? Folosiți și alte resurse. De exemplu, Khan Academy vă dă foarte multe resurse de acest gen. Găsiți link-ul către această resursă și pe cel și tot. Deci încercați să fiți creativi și în acest moment. Nu luați de bună doar o resursă dezvoltată cu o grafică excepțională, dar fără valoare pedagogică extraordinar de mare, pentru că nimic nu poate fi modificat acolo. Carmen Holotescu știu că dorea să mai intervină, să spună și ea câteva cuvinte. Te rog, Carmen. Da, mulțumesc, Radu, vă felicit pe toți pentru prezențiuri. Mulțumesc tuturor pentru participare și pentru multele întrebări și interacțiunea deosebită. Aș vrea să fac un screen share, să reușesc. Se vede, nu? Am pus acum un slide. Deci, să fim proactivi,
să explorăm, pornind și de la ghidul pe care l-am prezentat astăzi și pe care l-am tradus și l-am adaptat cu atâta pasiune. Și aș vrea acum să vă invit să creăm colaborativ, masiv, două resurse educaționale deschise în limba română. Una ar fi o colecție multimedia, care s-ar putea numi resurse educaționale deschise prin metafore, la care fiecare contributor să vină cu o imagine Creative Commons sugestivă, cu o descriere și un link spre o resursă creată sau care a găsit-o și o consideră utilă. Și să vedem astfel o colecție de sute de mii de resurse pe care le-am validat și considerăm că sunt utile. Informațiile vor apărea pe pagina acestui webinar, dar, bineînțeles, și pe paginile noastre de Facebook, pe Twitter și așa mai departe. De asemenea, vă invit să încercăm să creăm o resursă educațională deschisă prin mixarea a trei ghiduri despre învățare flexibilă și blended actuale. Am făcut screenshot-ul lor și am pus link-urile spre ele, spre a rezulta un alt ghid care să fie util profesorilor la începutul acestui an școlar și universitar. Deci toate informațiile vor veni zilele următoare. Vă mulțumesc tuturor! Da, mulțumim, Carmen. Liviu dorea să mai intervină. Un răspuns, te rog, Liviu. Da, așa cum și eu am văzut aici foarte multe resurse prezentate de voi despre care nu știam și mă bucur că le-am văzut și așa, așa este și în preuniversitar. Deci, la sfârșitul 2017, s-a solicitat fiecărui inspectorat școlar să facă, să aibă propria pagină de resurse educaționale deschise. Suntem acum într-un plin proces de a centraliza aceste pagini și probabil că luni veți vedea acest lucru, pentru că ideea este să ai de unde să pornești spre ele. De multe ori ne uităm spre, să zicem, spre minister să ne dea resursele, dar nu vedem resursele de lângă noi. Nu vedem că CCD-urile în momentul acesta fac cursuri de formare, de instruire online în toată țara. Nu vedem că inspectoratele au, cum să zic, site-uri întregi de resurse și noi am văzut că sunt zeci de mii de resurse la inspectoratele școlare. Vă recomand Vasluiul, de exemplu, Brașovul, Tulcea, Galați, Bucureștiu, Maramureșul. Sunt foarte multe site-uri cu foarte multe resurse și sprijinim acest proces acum de centralizare al lor. La fel cum noi, când am pus acel digital EducredRo, am încercat de fapt să centralizăm, pentru că rolul nostru principal nu era să facem resurse, ci era de a da acces la resurse. Și ne-ar bucura să punem pe site-ul nostru la digital inclusiv resurse pe care le aveți voi ca universități, care pot fi folosite în mediul preuniversitar. Mulțumesc mult! Da, mulțumim și noi. Alte intervenții, dacă sunt, vă rog. Eu aș vrea să spun două cuvinte, chiar poate, dar pe scurt, dacă mă oferiți și mie ocazia. Da, 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 sigur. Pot să vă transmit ideea că în preuniversitar se colaborează, se învață colaborarea de câțiva ani. E adevărat că în grupuri mai mici. Un model de colaborare, de învățare colaborativă, de exemplu, este ceea ce se întâmpla la bibliotecă, unde veneau cadrele didactice până la 50 ca să învețe pe diverse teme. De exemplu, acum 2 ani ne-am adunat sub bagheta Corneliei Melcu să învățăm despre învățare digitală. Ne-a arătat concret. Oamenii au venit, au avut interes, nu au fost atrași de o adeverință, pur și simplu au vrut să vadă cum se face. E un model. E adevărat, pe urmă, al doilea model ar fi ceea ce se poate face într-un grup pe Facebook, fiind un grup totuși închis. Nu știu dacă poate fi numit o resursă deschisă sau nu. Are 3.000 de oameni. Da, dar, din păcate, pe Facebook absolut tot ceea ce publicați, nu mai puteți să publicați după aceea ca și resursă educațională deschisă. Așa e, bine. Sunt foarte multe probleme, exact ca și cu domnul Constantache. Ne-a realizat un studiu care spune câte dintre resursele acelea educaționale sunt doar PDF-uri, din care nici link-urile nu mai funcționează. Da. Deci, încă aici sunt problemele, știți, cele mai mari pe care eu le văd, ca și cercetător, ca să zic, acest lucru, și ca și promovator al educației deschise, că
nu sunt multiplicate și nu sunt până la capăt create, făcute. De aceea ne-am bucurat că licențele libere au fost traduse în română, să sperăm că vor fi mai bine folosite. De 6 ani de zile există un ghid de creare de resurse educaționale deschise, realizat de colegii de la București, de la Educația Deschisă, de la Coaliția pentru Educație Deschisă, finanțat de Soros, distribuit la toate școlile și liceele. Acum s-a simțit nevoia și acum poate lumea să facă. Da. Și ajungem la ideea de fapt că nu știe stânga ce face dreapta și că e nevoie să colaborăm de la grădiniță până la universitar. Și cu această ocazie vă mulțumesc foarte mult că suntem împreună și felicitări pentru munca pe care ați depus-o. Tuturor celor 3 doamne. Mulțumim și noi pentru participarea tuturor. Este bine că reușim să avem un schimb de idei. De cele mai multe ori, chiar din aceste mici contradicții, învățăm. Este exact ideea cu partea de creativitate care crește în momentul în care apar condiții mai dificile. Cred că în această categorie ne încadrăm și noi și sperăm că vom reuși să facem un pas înainte. Așa cum vedeam recent că un studiu spunea că această criză a COVID-ului a însemnat de fapt un câștig de cel puțin 2 ani pentru digitalizarea României. Probabil că și acum stăteam cu ștampila și cu semnătura pe hârtie la foarte multe documente, fără să ne pese de faptul că legislația europeană, care este primordială, spune că ștampila cel puțin nu mai este obligatorie pe niciun document, dar în România nu ne pasă. Chiar și la proiecte, cred că Liviu poate să spună câte ștampile a pus numai pe colțul din stânga sau pe colțul din dreapta, că în cealaltă parte nu era bine și așa mai departe. Deci eu sper să reușim într-adevăr să facem un pas major înainte și să avem în primul rând încredere unii în alții, să nu vedem prima dată partea goală a paharului și partea că toată lumea încearcă să trișeze și să mergem toți înainte. Cred că și Gabi mai dorește să intervină. Te rog, da, Gabi. Mulțumesc tare mult, am ridicat așa 2 degete ca la școală. Din punctul meu de vedere, eu cred că pe lângă colaborare, care este primordială, deci e indiscutabil, cred că mai este nevoie în învățământul preuniversitar de o alfabetizare și culturalizare media. Pentru că profesorii nu știu noțiunile noi, deci nu au o idee ce înseamnă IoT, da? Internet of Things, și nu trebuie să fii foarte competent digital, dar trebuie să știi, de exemplu, că mașina de spălat poate fi, sau roboțelul tău, da? Care face curat, poate să fie pornit de la servici. Nu știe, de exemplu, în momentul în care copiii vorbesc de Snap, de, eu știu, de tot felul de efecte, deci ei trebuie să fie, profesorii din preuniversitar, cumva la curent cu jargonul tehnic care există, pentru că îi pregătim, practic, pentru niște meserii care nu există. Deci nu o să știm nici peste 2 sau nici peste 3 ani ce ne așteaptă în societatea aceasta. Dar meserii noi vor exista cu siguranță. Și ca să fii un cetățean model, da, trebuie să fii cumva responsabil pentru propria ta cultură și propria ta alfabetizare ca să-i poți îndruma pe ceilalți. Am atât. Mulțumim, Gabi, e adevărat. Dacă mai sunt intervenții. 2 cuvinte aș dori și eu să spun, doar 2, vorba doamnei Nedelcu, 2 cuvinte și a spus 9, am discutind eu. În primul rând vă mulțumesc pentru această zi minunată, nu o să uit niciodată, a fost o reală plăcere să vă ascult, am învățat lucruri enorm de importante, nu știu dacă se poate spune așa, dar în legătură cu dicționarul pe care trebuie să îl învețe cadrele didactice și noi, da? Haideți la bibliotecă, putem învăța împreună, putem face lucruri împreună. Și un alt sfat, intrați pe site-urile bibliotecilor județene și acolo puteți găsi resurse educaționale deschise. Atât am vrut să spun pe scurt, nu vreau să vă mai întind, să mă mai întind. Încă o dată vă mulțumesc, mulțumesc doamna Carmen Holotescu pentru această invitație și pentru onoarea de a ne publica în acest lucru. Da, mulțumim și noi, Melania. Dacă mai dorește cineva să intervină, vă rog. Eu, la final, doar aș vrea să spun foarte pe scurt despre
ce veți primi, fiindcă au fost foarte multe întrebări. Deci, toate cele trei prezentări, și cred că le vom primi și pe al lui Liviu, și al lui Ahmed o avem deja, deci absolut toate prezentările vor fi publicate pe o platformă SlideShare și integrate în site-ul acela de e-learning-upt.ro, la pagina de Împreună Online, acolo unde v-ați și înscris pentru acest webinar. Absolut toate. Acolo vor exista și link-urile. Veți primi prin e-mail, probabil mâine, spre după masă, fiindcă numărul e foarte mare de gestionat de către echipa noastră, care eram tot în concediu și în vacanță, ca să zicem așa. Veți primi prin e-mail fiecare dintre dumneavoastră, cei care ați completat acel formular online, alt formular online. De ce facem aceasta? Fiindcă noi chiar respectăm drepturile și GDPR-ul și proprietatea intelectuală și tot. Deci trebuie să vă dați dumneavoastră acordul că primiți acel badge. Da? Veți primi prin e-mail acel certificat digital pe care după aceea puteți să-l utilizați, veți face click pe el, pe link, va trebui poate să faceți un cont dacă n-ați mai avut un cont cu badge. Și veți avea, sper, în curând vă vom face ceva mai multe instrucțiuni și mai simple, fiindcă noi le avem create doar pentru Politehnică în acest moment, de cum să folosiți acest badge și puteți să publicați, de exemplu, LinkedIn, în Facebook, oriunde, să vă lăudați că ați făcut această activitate, ca să zicem pe românește. Și totodată veți primi și un pe e-mail solicitarea de a ne completa un formular de feedback care pe noi ne va ajuta să dezvoltăm webinarele Împreună Online pe care le facem deja de ceva vreme și le vom continua să le vom face indiferent de situația care va fi în toamnă, în ce mod și cum vom putea să mergem online. Și vă promitem că vom crea și acele cursuri pe care noi cele trei împreună cu echipa de la CEL dorim de mult să le creăm și să facem disponibile cursurile atât pentru preuniversitar cât și pentru universitar. Pentru universitar le-am creat, dar ele sunt în platformele universităților noastre și sunt disponibile pentru profesori și studenții noastre, în care să înțelegeți poate puțin mai bine și cum să faceți această educație online. Nu vrem să ne substituim CRED, nu vrem să ne substituim nici ministerului, nici centrelor didactice sau institutului pedagogic. Noi vrem să vă oferim doar niște modele pe care să le puteți folosi, niște ghiduri pe care să le puteți folosi cât se poate de repede în activitate. Am făcut aceasta pentru universitar în ultimele luni. Acum am promis că ne vom ocupa și pentru mediul preuniversitar. Vă mulțumim foarte mult pentru participare tuturor. Mulțumim. Dacă mai este o ultimă intervenție din partea cuiva. Dacă nu, haideți să mulțumim tuturor participanților. Se fac în curând 2 ore de când am pornit sesiunea. De fapt, am pornit-o exact acum 2 ore. Cu 2 minute înainte de ora 5 și deja la ora 5 erau înscriși toți cei 500 care puteau beneficia de locuri online. Vă mulțumim tuturor pentru participare, pentru interes. Asta denotă că există interes să se facă ceva și este o speranță că lucrurile vor merge spre mai bine. Indiferent ce va fi în toamnă, credem că un mix între online și face-to-face va fi necesar, iar dacă vom reuși să convingem elevii și studenții noștri să-și acceseze materialele înainte de a veni la discuțiile cu profesorul, va fi un lucru enorm de mare. Vă mulțumim, succes tuturor, o vacanță plăcută tuturor care vă pregătiți de concediu și multă, multă sănătate tuturor, să ne vedem cu bine în toamnă. Toate cele bune, mulțumim pentru participare, la revedere!